Continuăm astăzi să vorbim despre scrierile Noului Testament, scrierile istorice, le studiem acum și am rămas la Evanghelia după Luca, în ordine cronologică. După Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Matei, studiem astăzi, cu ajutorul Domnului, Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor și sper să ne rămână timp și pentru Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor au circulat multă vreme în biserica primară, ca o singură carte. Vă spuneam și cu altă ocazie, când canoniile sunt despărțite de Evanghelia după Ioan, pentru că avem Evangheliile și după aceea Faptele Apostolilor și după aceea să avem epistolele. Deci ele sunt oarecum grupate după genul literar, să spunem. Și de aceea, între Luca și Fapte, a avut Evanghelia după Ioan. O să le studiem împreună, pentru că ele au același autor și vom vedea, autorul intenționează să creeze o anumită continuitate în prezentarea temelor sale. Autorul Evangheliei este doctorul Luca, deși numele lui nu apare niciodată ca, de fapt, al niciunui alt evanghelist nu apare în opera lui, dar știm de la mulți dintre părinții bisericii, începând cu cei mai timpurii, i-am numit eu în notițele de curs, pe Justin, pe Policar, pe Papias, apare în canonul muratoric sau muratorian, secolul al II-lea, despre care am studiat, la Irineu și mai târziu, secolul al III-lea, Clement din Alexandria, Tertulian, Origen. Apare identificat Luca în calitate de autor al acestei scrieri, data scrierii Evangheliei între 60 și 62. Sigur, sunt unii care o datează mult mai târziu. În general, s-a calculat data scrierii în funcție de detenția romană a lui Pavel și de anul aproximativ al morții sale, să zicem, între 65 și 67. Se presupune că Apostolul Pavel nu a fost executat la sfârșitul detenției din Faptele Apostolilor. Știți că Faptele Apostolilor se termină în capitolul 28 cu arestarea la domiciliu a Apostolului Pavel, ajungerea lui la Roma și o detenție mai relaxată, mai permisivă, să spunem așa, pentru că avea voie să își primească prietenii, cunoștințele, să le vorbească chiar, să propovăduiască, spune Luca. Dar scrierile părinților ne spun, apostolici ne spun că Apostolul Pavel nu a murit la sfârșitul acelei detenții, ci că a fost eliberat. Probabil și-a plinit visul de a merge în Spania, timp în care, o perioadă în care este scrisă Epistola 2 Timotei. Așa cum vom observa în Epistola 2 Timotei, Apostolul Pavel vorbește ca și cum viața lui s-ar termina, nu mai are speranța eliberării, așa cum se vede de pildă în Epistola către Filipeni. Epistola către Filipeni, după care era scrisă în timpul detenției romane, pentru că sunt unii care spun că a fost scrisă în timpul detenției cezareene, emană, să zicem așa, un optimism. Speranța Apostolului Pavel de a le fi înapoiat destinatarilor. El spune lucrul acesta în capitolul 1, chiar dacă spune că este gata și este de acord ca Hristos să se proslăvească, fie prin viața, fie prin moartea Lui, El totuși nădăjduiește să le fie înapoiat datorită rugăciunilor lor. Asta nu se mai vede din Epistola 2 Timotei, în care El spune, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, mă așteaptă cununa. Ceea ce de undere este că după această epistolă, s-ar părea că aceasta a fost ultima epistolă și Apostolul Pavel nu mai nădăjduia să fie, și probabil a fost, nu mai nădăjduia să fie liberat și probabil a fost executat. Astfel încât, dacă perioada în care se presupune că a fost executat este cea dintre anii 65-67, detenția romană este între 60 și 62, se presupune că epistola Evanghelia a fost scrisă probabil între 60 și 62, pentru ca Faptele Apostolilor să fie scrise după aceea, în 62-63.
redactorii Evangheliei, se presupune că ar fi Roma, deși unii presupun că ar fi Siria, eu prefer să cred că Matei a scris pentru comunitățile creștine din Siria și Palestina și Luca a scris din Roma, deși Evanghelia lui a fost cunoscută mai larg. Probabil a fost scrisă din Roma în timpul detenției lui Pavel. Destinatarii Evangheliei s-ar părea că sunt în majoritate dintre neevrei. Acum, în prologul Evangheliei după Luca, noi știm foarte bine că este numit un destinatar, Luca, capitolul 1, primele 4 versete, sunt numite prologul Evangheliei, unde el spune în felul următor. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitorii cuvântului, vom reveni asupra acestor mențiuni pe care le face Luca, am găsit și eu cu cale prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la o și a lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temenicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grad. Din acest apelativ pe care îl folosește Luca, prealesule Teofile, cratiste în limba greacă, da, puternice Teofile, înțelegem că acest Teofil era un personaj, era o personalitate a vremii respective, probabil un demnitar, deși sunt câteva teorii cu privire la identitatea acestui Teofil, și anume, le-am și menționat pe câteva dintre ele în curs. Teofil, spun unii, poate fi un personaj imaginar, căruia Luca îi scrie, sau poate fi un nume colectiv dat tuturor creștinilor. Teofil, Teofilos însemna iubitor de Dumnezeu. Teos, Dumnezeu, fileo a iubi. Filos, prieten. Da? Prietenul sau iubitorul de Dumnezeu. Și atunci unii au presupus că acest Teofil ar fi un nume colectiv dat tuturor creștinilor, pentru ca Luca, în contextul persecuțiilor, să nu identifice pe nimeni, să nu primejduiască viața nimănui. Părerea este că a fost un personaj real, acest Teofil, pentru că Luca se referă la el ca la o persoană care a avut cel puțin un contact superficial, să zicem așa, cu învățătura creștină. Pentru că el spune așa, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grad. Deci acest Teofil, probabil un oficial roman, un demnitar roman, o personalitate din administrația imperială, a avut contact cu învățătura creștină, dar nu știm în ce măsură. Și aici putem crede că a avut parte de o informare cu privire la învățătura creștină, pentru o informare cu scop apologetic, să spunem așa. Pentru ca creștinismul să nu mai fie persecutat, cel puțin în zona respectivă, pentru ca creștinismul să nu mai fie considerat o religie primejdioasă, subversivă pentru Imperiul Roman, pentru că era începuse să fie considerat la vremea respectivă, așa cum noi am mai vorbit, romanii începuseră să fie suspicioși din mai multe motive, pe care noi le-am mai amintit. În primul rând, motivul care le dădea, sau cel mai serios motiv de îngrijorare pe care îl aveau romanii, era legat de proclamarea unui alt împărat. Ceea ce nouă mi se pare astăzi banal într-o societate democratică, în care eu pot să-mi declar câți împărați vreau și pot să-mi declar loialitate față de cine vreau. În vremea respectivă, singurul care era îndreptățit să primească, să dispună de loialitatea supușilor lui, era împăratul roman. Nu aveai voie să proclami un alt împărat. Era o lezare a maiestății împăratului, ceea ce era foarte grav, puteai să-ți pierzi viața pentru asta.
Și atunci romanii aveau aceste motive de îngrijorare legate de creștini care proclamau un alt împărat, spuneau că ei sunt loiali în prima dată împăratului Iisus și după aceea oricare alte autorități și proclamau sau așteptau cu nerăbdare chiar venirea unui alt împărat. Și să ne aducem aminte că în perioada respectivă poate mai mult decât astăzi biserica creștină era foarte entuziastă în așteptarea parusiei. Se așteptau ca parusia să fie foarte curând, avea acest sentiment al, foarte accentuat al parusiei iminente. Și atunci, sigur că vestea venirii unui împărat care își va instaura împărăția peste toate domniile pământului, care va nimici orice domnie care îi se va împotrivi și așa mai departe, nu era foarte plăcută și foarte bucurătoare pentru administrația romană, pentru casa imperială. Din acest motiv s-a scris multe opere, începând poate chiar cu Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor, dar și după aceea apologeții în secolul al II-lea au scris mult pentru a demonstra faptul că religia creștină nu este amenințătoare la adresa Imperiului. Religia creștină nu este amenințătoare față de politica Imperiului. Ea nu îmbrățișează toată ideologia Imperiului, dar nici nu este amenințătoare. De aceea spuneam că Teofil poate fi un astfel de membru al casei imperiale. La un moment dat, el a fost identificat cu un anumit Titus Flavius Clemens, care era vărul împăratului Domitian, despre care se spune că avea soție creștină, Domitila, care a fost martirizată și el însuși a fost executat sub acuzația de ateism. Aceasta era o acuzație pe care romanii o aduceau adesea creștinilor. Pentru că credeau acești creștini, îl divinizau pe Iisus Hristos, Iisus, de fapt, Iisus, fiind pentru romani doar un criminal condamnat la moarte de către ei înșiși, de către romani. Deci, nefiind un Dumnezeu, atunci creștinii sunt atei. Și pentru ateist puteai să fii în anumite provincii și în anumite perioade puteai să fie executat. Nu știm dacă acest Teofil este Titus Flavius Clemens, poate fi doar o asociere, o speculație. Ceea ce știm însă este că Luca are tot interesul să-l informeze mai amănunțit pe Teofil cu privire la religia creștină. Sau poate fi un creștin din casa imperială sau din administrația romană care tocmai se convertise. Un proaspăt convertit. Și acum Luca îi scrie pentru ca acele învățături pe care el le-a primit prin viu grai, pentru că vă aduceți aminte, Evanghelia era transmisă în vremea respectivă ca tradiție orală, nu pe cale orală. Și atunci Luca dorește să întărească credința acestui Teofil și îi scrie cu scop didactic. Scopul este discutabil. Scopul principal al scrierilor lui Luca poate fi un scop apologetic, vom vedea asta și la Faptele Apostolilor, sau poate fi un scop didactic. Sau le poate urmări pe amândouă. Chiar dacă acest Teofil ar fi fost creștin, sperând Luca că scrierea lui va ajunge și în mâinile altor oficialități romane. Despre caracteristicile acestei Evanghelii. Spre deosebire de alte Evanghelii, dragii mei, ca o dovadă a faptului că Dumnezeu își alege, iată, în providența Lui, Dumnezeu alege oamenii cei mai potriviți și nu unicate. Dumnezeu nu are niciodată unicate. Dumnezeu dorește ca lucrarea Lui să fie una comunitară. Dumnezeu îl alege pe Luca pentru a spune ceea ce alți evangheliști nu au spus. Pentru că fiecare evanghelist, așa cum am văzut, a fost condiționat cultural, teologic, nu?
a avut propriile lui limitări. La ce mă refer? Una dintre trăsăturile acestei Evanghelii este accentuarea virtuților feminine. Veți găsi și în curs această trăsătură. Și anume, Luca, nefiind un evreu, neconsiderând poate cum considerau evreii din vremea respectivă femeia o ființă inferioară, vă aduceți aminte când am vorbit despre aceste aspecte legate de mentalități în semestrul întâi, am văzut că evreii erau un pic cam misogini. Da? Evreii considerau femeia o ființă inferioară, o creație inferioară. Luca, în schimb, nefiind tributar sau atât de tributar acestei mentalități, pentru că știm despre Luca că el nu era un evreu, era, cei mai mulți presupun că era un sclav convertit de meserie medic, pentru că era o obișnuință la vremea respectivă ca sclavii să fie foarte inteligenți, foarte bine pregătiți, profesional. Astăzi, pentru noi, meseria de medic este foarte onorabilă, nu? Și de aceea poate devine greu să credem că un sclav putea fi medic în vremea respectivă. Dar sclavii, statutul profesional și cel social, nu aveau multe lucruri în comun. Sclavii puteau fi, de fapt, niște profesioniști foarte buni, niște oameni foarte inteligenți, niște cărturari. Unii dintre filozofi au fost sclavi. Nu erau neapărat acele mașini de lucru, să zicem așa. Nu erau neapărat hamalii vremilor. Puteau fi foarte inteligenți. Luca s-a părea că era un astfel de sclav eliberat. Și atunci și nu era dintre evrei. Era un fost păgân. Și atunci accentuează faptul în Evanghelia lui faptul că femeile pot fi la fel de virtuoase față de Dumnezeu și sunt în atenția lui Dumnezeu în aceeași măsură ca și bărbații. De pildă, în Evanghelia după Luca, vedem în narațiunea nașterii Domnului Hristos, pentru că tot vorbeați împreună cu mitii despre citirea pe verticală a Evanghelilor, în Evanghelia după Luca, dacă vă aduceți aminte de narațiunea nașterii Domnului Iisus Hristos după această Evanghelie, apar niște femei virtuoase. De pildă, în vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul, în aceeași măsură, Zaharia și Elisabeta sunt considerați neprihăniți, drepți, înaintea lui Dumnezeu. După aceea, la vestirea nașterii lui Iisus Hristos, apare Maria, spre deosebire de Evanghelistul Matei, care ne-l pune, să zicem, în centrul acestui episod al vestirii nașterii pe Iosif. Îngerul îi vorbește lui Iosif. De data aceasta, îngerul îi vorbește Mariei, în Evanghelia după Luca. După aceea avem... Da? Întrebare? Avem cântarea Mariei. Un pasaj unic. Da? Care apare numai în Evanghelia după Luca. După aceea, întâlnirea dintre Maria și Elisabeta. Două femei virtuoase. Nu avem acolo acea conducere masculină, acel caracter masculin al desfășurării planului lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează și prin femei. Dumnezeu le vorbește femeile. Femeile pot să-i cânte lui Dumnezeu, să laude pe Dumnezeu. Continuând apoi cu văduva din Nain, căreia Domnul îi înviază fiul. Avem în Luca 8, de la 1 la 3, câteva mențiuni. Spune în felul următor. Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovedea și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el, ucenici. Și iată. Și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rene și de boli. Vedeți? Noi trecem foarte ușor peste o asemenea mențiune. Spune, da, Domnul, să se tămăduie. Domnul asta făcea. Tămăduia și așa mai departe. Asta era geaba lui. Da, pe pământ. A stat, a tămăduit, că pe urmă cum s-a învățat și au mai tămăduit un pic apostoli și pe urmă s-au cam împuținat tămăduirile. În realitate, dragii mei, în realitate,
cititorii lui Luca și cititorii inițiali a acestor scrieri confereau mai multă greutate acestor expresii. Vă aduceți aminte de ce am studiat noi și cu scopul ăsta am studiat acele chestiuni legate de context teologic, de mentalități, da? Doctrinele din iudaismul vremii respective, doctrinele majore, ca pe cât posibil să citim și noi cu aceiași ochi cu care citeau ei aceste scrieri. Astfel încât să ne dăm seama de ceea ce a vrut să spună evanghelistul. Când ei citeau cuvinte ca acestea, tăbăduite de duhuri rele și boli. La ce credeți că făcea aluzie, ia să vedem acum, cineva care face niște asocieri foarte teologice, la ce făcea aluzie în mintea lor această expresie, sau aceste expresii, tăbăduite de duhuri rele și de boli? Sau, haideți, întrebarea ajutătoare. Da? Ce rol aveau tămăduirile, ce semnificație aveau tămăduirile și eliberările de demon? Ce prevesteau? Venirea împărăției. Da, așa este. Venirea împărăției. Pentru ei atunci, dragii mei, tămăduirile nu erau ceea ce, din nefericire, sunt pentru noi astăzi. Spun din nefericire pentru că noi avem concepții foarte, putem spune lumești. Da? Greșite cu privire, nebiblice cu privire la tămăduiri. Pentru noi tămăduirile sunt semnele faptului că Dumnezeu ne iubește. Și e adevărat. Dar ar trebui să vedem tămăduiri ca să știm că Dumnezeu ne iubește. Pentru noi tămăduirile sunt semnul faptului că Dumnezeu ține la confortul nostru. Că trebuie să ne cunoaștem de cele mai multe ori că le cerem lui Dumnezeu o tămăduire, o cerem pentru că e mai bine să fii sănătos. Nu? Nimeni nu spune Doamne, vindecă-mă că, uite, ar fi o dovadă a împărăției tale. Cei mai mulți ne gândim nu la dovada împărăției lui Dumnezeu, ci la faptul că ne e mai bine să fim sănătoși, că nu vrem să dăm bani pe la medici, că nu vrem să trăim cu medicamente și așa mai departe. Dar, dragii mei, pe vremea respectivă, având în vedere concepțiile lor, cu privire și care ar trebui să fie și concepțiile noastre, ar trebui să răscumpărăm aceste concepții cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, fac o afirmație fugitivă, așa, și trecem mai departe. Nu vorbim despre asta astăzi. Dar împărăția lui Dumnezeu, pentru că afirmația este destul de riscantă, așa. Împărăția lui Dumnezeu pentru ei nu era plecare la cer. Ci împărăția lui Dumnezeu era înnoirea creației. Asta era pentru ei împărăția lui Dumnezeu. De aceea, și cu asta, trecem mai departe. Să nu puneți întrebări la capitolul ăsta. De aceea, când, pentru ei, tămăduirea, știți ce era? Era începutul înnoirii creației. Era dovada faptului că Dumnezeu, în viitor, va înnoi creația. Prin faptul că Domnul Hristos tămăduia în acel moment, ei spuneau, da, iată, este înnoirea, speranța noastră cu privire la înnoirea creației nu este deșartă. Într-o zi, Dumnezeu, așa cum l-a înnoit pe ăsta, parțial acum, va înnoi întreaga creație. Cu asta Domnul spunea, iată, am putere să fac toate lucrurile noi. De fapt, Domnul Hristos, vă aduceți aminte, că a spus, când va veni înnoirea tuturor lucrurilor. Da? Niciodată Domnul Hristos nu le-a inspirat ucenicilor speranțe de genul proiect. Lăsați, nu contează. Așa, oricum, noi plecăm, aici arde și gata. Asta e fericirea eternă. Și Domnul le dădea dovezi ale împărăției sale prin faptul că înnoia parțial, temporar, sau dacă vreți, presăra o sămânță a înnoirii. Pe urmă, vă aduceți aminte ce credeau ei cu privire la duhurile necurate? Vă aduceți aminte ce am studiat? Cu privire la împărăția lui Dumnezeu, duhurile necurate, ce credeau ei despre duhurile necurate sau despre viața prezentă? Cine își mai aduce aminte? Că e cu dat satanei și... Da. Că este sub stăpânirea, da? Sub dominația diavolului și alucerilor lui. De aceea cei neprihăniți, cei drepți au de suferit. De aceea poporul lui Dumnezeu este subjugat. Și acum când Domnul Hristos a lungat demonii, prin aceasta demonstra că împărăția lui Dumnezeu, acea nouă
hai să folosim un limbaj nu neapărat potrivit, dar foarte folosit și cunoscut de noi, acea nouă ordine mondială, de fapt nu va fi doar o ordine, ci va fi schimbată temporalitatea, corporalitatea, fizicalitatea va arăta altfel, timpul va arăta altfel și așa mai departe. Deci, acea nouă ordine, acea nouă creație a pătruns deja în ordinea prezentă, în creația prezentă. Da? E ca și, dacă vreți, dimineața, dacă ați observat vreodată, dacă ați avut vreodată timp să vă uitați, așa, cum se retrage umbra, să zicem, da, pe măsură ce soarele se înalță, cum se retrage umbra. Eu am copilărit la țară și acolo aveam timp și nu-mi pare deloc rău că am copilărit la țară, era o viață mult mai tihnită, așa, și, mă rog, în mijlocul naturii, cum spunea cineva, un teolog, Georgios Metalinos, spunea că omul trăiește în mijlocul a ceea ce a creat el, se depărtează de Dumnezeu. De aceea, oamenii la oraș sunt mai nereligioși, mai reci din punct de vedere spiritual. Pentru că ei trăiesc în mijlocul a ceea ce au creat ei. Pe când la țară, în mediul rural, oamenii trăiesc în mijlocul a ceea ce a creat Dumnezeu. De aceea viața e sănătoasă, mai tihnită. Omul are o relație cu transcendentul mult mai sănătoasă. Se descoperă mai ușor pe sine și așa mai departe. Dar, dacă ați observat cum se retrage, pe măsură ce se înalță soarele, se retrage umbra, da? Cam așa demonstra Domnul Hristos, da? Că pătrunde veacul viitor, da? Împărăția lui Dumnezeu, pătrunde prin arătarea lui veacul viitor, împărăția lui Dumnezeu, pătrunde în acest pământ. Dar nu este ca și cum mai aprinde un bec. Da? Iudeii se așteptau ca împărăția lui Dumnezeu să vină ca și cum într-o cameră întunecoasă l-ai aprinde un bec. Pa! L-ai aprins dintr-o dată. Ei se așteptau ca în acest veac rău, dominat de cel rău, să aibă o venire cataclismică a împărăției lui Dumnezeu prin Mesia și dintr-o dată să fie instaurată împărăția lui Dumnezeu. În schimb, Domnul Hristos le spune, da, va avea loc o asemenea venire apocaliptică a Fiului Omului. Matei 24, 25, Luca 21, Marcu 13, da? Plus ceea ce ni se spune în alte scrieri biblice. Dar acea împărăția lui Dumnezeu a început deja să lucreze pe măsură ce Fiul lui Dumnezeu se revelează, veacul întunericului se restrânge. De aceea Domnul Hristos a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Și când liderii religioși i-au spus Domnului, cu Domnul dracilor scoate el dracii. Domnul Hristos, ce a spus la un moment dat? Nimeni nu poate intra în casa celui tare până nu l-a legat. Cu alte cuvinte, ce fac eu acum este dovada faptului că diavolul este legat. Nu discutăm acum Apocalipsa. Dar în Apocalipsa ni se spune că diavolul a fost legat pentru 1000 de ani. Cine înțelege să înțeleagă. Bun. Și acum, Domnul Hristos le arată, dragii mei, că pe măsură ce El se revelează, forțele întunericului se retrag și veacul viitor pătrunde în istorie. Și într-adevăr, va fi un moment, da, în care soarele, da, ajunge la amiază, să zicem. Se revelează, Domnul Hristos va reveni, da, în deplina Lui glorie și atunci totul va fi umplut de lumina cunoștinței sale și împărăția va fi instaurată. Dar ei când citeau, revenim la textul lui, când ei citeau, da, că fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boli, asta înseamnă că împărăția Lui Dumnezeu cuprinde pe aceste femei, că Dumnezeu își revelează puterea împărăției și în viața unor femei, nu doar în viața bărbaților și a marilor eroi ai lui Israel. Așa. Maria zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevastă lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Așadar, iată, avem și ucenițe, avem și diaconițe, nu numai ucenici. Avem apoi le avem pe Marta și Maria, prezentate ca niște femei, ca pe niște femei evlavioase. 10, în Luca 10, începând cu 38. O mențiune, dacă vreți, homiletică facem aici, nu atât de teologică, homiletică, legată de ceea ce auzim
predicându-se despre Marta și Maria. Fraților, nu fiți ca Marta, fiți ca Maria. Așa. Nu este o interpretare corectă, nu li se face dreptate celor două surori, nici măcar Mariei, care este elogiată, dar ca să nu zicem de Marta, care este total nedreptățită, ci ce vrea să arate acolo Domnul Hristos prin cele două femei, da? Evanghelistul Luca, prin cele două femei, Marta și Maria, este că avem nevoie în Biserica lui Dumnezeu, în Împărăția lui Dumnezeu, atât de slujirea contemplativă, da? De relația mistică cu Hristos, de contemplarea frumuseții Lui, așa? Cât și de slujirea practică. Dar, și asta este foarte relevant pentru noi, mai ales pentru activismul religios spre care suntem noi împinși astăzi în secolul 21. Niciodată slujirea practică nu o va putea înlocui pe cea contemplativă, pe cea duhovnicească, pe cea mistică. De aceea avem nevoie și de comuniunea tainică cu Hristos, reprezentată de Marta, în caz, de Maria, pardon, de Maria, și avem nevoie și de slujirea practică, de îndreptarea noastră către celălalt, de jertfirea pentru celălalt, cum făcea Marta. Deci avem nevoie de ele în egală măsură. Dar primează, de aceea Domnul Hristos spune, Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se poate lua. Primează, da? Sau are prioritate cea a Mariei. Contemplația. Pentru că o bună relație, o relație armonioasă cu Hristos, nu? Și tainică cu Hristos, va duce și la o, trebuie să ducă și la o slujire practică foarte fructuoasă. Dacă o invers, întâi să slujim, să robotim, să transpirăm, asta nu ni se va socoti ca nimic, pentru că ea nu are ca fundament relația de iubire cu Hristos. Faptul că lucrăm mult pentru Dumnezeu nu înseamnă că îl iubim pe Dumnezeu. Așa? Trebuie mai întâi să-L iubim pe Dumnezeu, să stăm la picioarele Lui Hristos și după ce am stat la picioarele Lui Hristos, putem să muncim pentru Hristos. Îmi place foarte mult cum comenta Chiril al Alexandriei, unul din părinții bisericii în secolul al IV-lea, cum comenta textul acela al ultimei, episodul acela al ultimei seri petrecute de Domnul cu ucenicii, în care Ioan și-a pus capul pe pieptul Domnului Hristos, Domnul îl descoperă pe vânzător, dar nu-i descoperă identitatea, spune că este un vânzător, Petru îi face semnul lui Ioan, nu să-l întrebe cine este, și Chiril al Alexandriei spune felul următor, lui Ioan, spre deosebire de ceilalți ucenici, a rămas numele de Ioan Teologul, Apostolul Ioan Teologul, așa a fost el cunoscut în istoria Bisericii, pentru că are cele mai profunde scrieri dintre toți evangheliștii. Scrierile lui sunt cele mai filozofice, să zicem, mai profunde. Și el spune în felul următor. De ce? Pentru că și-a pus capul pe pieptul Domnului Hristos. Oricine vrea să ajungă teolog adevărat, trebuie să se asigure mai întâi că a pus capul pe pieptul Mântuitorului. O idee fascinantă, nu? Prin profunzimea ei și prin adevărul ei. La fel este și cu relația dintre Maria și Marta. Întâi trebuie să te asiguri că stai la picioarele lui Hristos, în partea care nu se va lua și pe urmă muncești pentru Hristos. Pe urmă predici, pe urmă faci acțiuni caritabile, pe urmă cânti în cor, pe urmă mergi la evanghelizare și așa mai departe. Apoi, avem vindecarea 13 cu 16, vindecarea femeii gârbove. Apoi avem pasaje despre Ana care vine în templu, nu? Sunt câteva episoade care apar numai în Evanghelia după Luca. Ana care vine în templu și îl slujea pe viață pe Dumnezeu, da, la aducerea Domnului Iisus Hristos în templu. Pe urmă, Marta și Maria, în felul acesta, prezentarea lor apare numai în Evanghelia după Luca. Le mai găsim în Evanghelia după Ioan la învierea lui Lazar, dar acolo au o discuție cu Domnul despre înviere. Ele nu sunt prezentate acolo. Prezentarea lor este în Evanghelia după... Prezentarea lor, de fapt, ca femei slujitoare, este numai în Evanghelia după Luca, în capitolul 10. O altă trăsătură
Lecțiunea legată de aceasta a Evangheliei după Luca este universalitatea Evangheliei. Și cu asta luăm pauză. Continuăm deci cu acele trăsături specifice Evangheliei după Luca, și spuneam, am rămas la universalismul Evangheliei. Luca, dragii mei, așa cum am văzut deja din accentuarea virtuților feminine, când spunem că prezintă o Evanghelie universală, nu mă refer la acel, la doctrina universalismului, există o învățătură în teologie, o să o învățați, o, să-i spunem, o erezie, o considerăm noi, aceea universalismului, adică până la urmă sunt, au fost teologi în istoria Bisericii, unul din cei mai timpurii și foarte surprinzător pentru erudiția lui a fost Origen, s-ar părea, care a considerat că până la urmă, au considerat și consideră unii dintre acești universaliști, că până la urmă toată lumea va fi mântuită. Nu va exista persoană nemântuită. Sau îi se mai spune la această doctrină apocatastaza din limba greacă, adică reînnoirea, există un termen mai literal, să zicem așa, cu care se poate traduce acest termen, adică reconstituirea tuturor lucrurilor. Când spun că Evanghelia lui Luca este, prezintă un universalism, nu mă refer la acest gen de universalism, ci mă refer la faptul că Luca arată prin Evanghelia sa, prin narațiunea sa, vă aduc aminte, vă readuc aminte faptul că în vremea respectivă narațiunea era citită cu scop didactic, deci era o narațiune teologică, nu doar istorică. Destinatarii lui trebuia să înțeleagă că toată lumea are șansă la mântuire, are acces la tronul lui Dumnezeu. Vedem aici un universalism din punct de vedere social, spre deosebire de alte evanghelii, frații mei. Luca accentuează faptul că au parte de Harul lui Dumnezeu toate categoriile sociale. Am văzut bărbați și femei, săraci și bogați. În teologia iudaică, așa cum noi am mai văzut, se spunea, se credea, conform teologiei iudaice, că bogații sunt în mod inevitabil, fără echivoc, binecuvântați de Dumnezeu. Sunt, au aprobarea lui Dumnezeu. Sunt în grațiile lui Dumnezeu. De aceea sunt bogați. Dacă n-ar fi în grațiile lui Dumnezeu, n-ar fi bogați. Pe când săracii sunt oarecum defavorizați de Dumnezeu. Sunt blestemați de Dumnezeu. Sau nu sunt în grațiile lui Dumnezeu. De aceea sunt săraci. În contextul unor asemenea concepții, dragii mei, Evanghelistul Luca, iată, prezintă niște pilde care nu apar la ceilalți evangheliști. Cum ar fi pilda bogatului căruia i-a rodit țarina? Nu apare la ceilalți evangheliști. Acea pildă în care Domnul Iisus Hristos spune în felul următor. Unui bogat i-a rodit țarina, nu mai citim în întregime că știți la ce mă refer. Oricine ar fi spus în acel moment, Domnul a rodit țarina este în grațiile lui Dumnezeu, este binecuvântat de Dumnezeu. Cu siguranță va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru că nu se gândește și la alții și spune suflete, ai multe bogății strânse pentru multă vreme, pentru mulți ani, bea, mănâncă, veselește, oricine ar fi spus, da, asta este Harul lui Dumnezeu pentru el și probabil fericirea lui se va prelungi în împărăția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a spus, nebunule, foarte greu de primit, foarte greu de conceput pentru destinatarii, pentru ascultătorii Domnului Hristos, pentru destinatarii lui Luca, așa ceva. Bun, noi parcă știam totuși că ăsta are despre bogat, se credea că intră din oficiu în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Harul lui Dumnezeu pentru ei se vede de pe acum. Și iată că unul bogat se spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta îți se va cere sufletul și tot ce-i plâns, ale cui vor rămâne. Când toată lumea s-a așteptat ca omul să se bucure la nesfârșit de ele. Luca arată faptul că bogatul poate ajunge în iad dacă nu își folosește bogățiile pentru împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, avem pilda unii, nici nu vor să o consideră pildă, haideți să o numim noi pildă, pentru că Domnul nu are datată că pe fapt istoric, bogatul și Lazar. Bogatul
Anonim, da? Și Lazar. Lazar este numit. Iarăși, Lazar, vă aduceți aminte, ajunge unde? În sânul lui Avram. Sânul lui Avram era o metaforă iudaică pentru Raiul lui Dumnezeu. Era o metaforă cu care îi descriau împărăția lui Dumnezeu, Raiul lui Dumnezeu. Ajunge în sânul lui Avram, bogatul se chinuie și strigă, Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar să își mai vârful degetului în apă și să mă răcorească că grozav mă chinui în văpaia aceasta. Și Avram îi răspunde, Fiule, în viață tu ți-ai luat lucrurile cele bune, nu spune Dumnezeu ți-a dat, și Dumnezeu i-a dat, dar iată, perspectivă un pic diferită, tu ți-ai luat. Cu alte cuvinte, n-ai dat și altfel. Trebuia să fii dat și altfel. Tu ți-ai luat pe cele bune, lasă mai avut pe cele rele, aici El este mângâiat, iar tu ești chinuit. Deci se poate că la sfârșit, cel care aici e chinuit, nu neapărat să fie chinuit, ci dincolo cum credeau ei, nu, bineînțeles, nu sărăcia îl face pe Lazar virtuos înaintea lui Dumnezeu. Ce vrea să arate aici Luca, incluzând această pildă în Evanghelia sa, este că se poate ca dincolo locurile să fie inversate. De fapt, lucrurile să stea cu totul diferit, diametral opus față de ceea ce se întâmplă aici. Prin asta, Luca arată, spre deosebire de ceilalți evangheliști, adică accentuează mai mult decât alți evangheliști, faptul că se poate, împărăția lui Dumnezeu este deschisă tuturor. Și se poate intra în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă ești sărac, chiar dacă ești femeie, chiar dacă ești defavorizat aici. Apoi, avem de pildă acea, sau de exemplu, acea pildă a samariteanului Samaritanului milos, care pare tot numai în lume. Și aici, Luca arată, dragii mei, spre deosebire, poate de alții evangheliști, că se poate să fii până și samaritean și să fii bine primit de Dumnezeu. Să fii un model spiritual. Să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce un iudeu n-ar fi putut, cred că n-ar fi putut scrie nici după ce s-a creștinat. Drept dovadă, pentru că vă aduceți aminte de ceea ce discutam despre acea dușmănie dintre evrei și samariteni, care se vede foarte clar în texte precum Luca 9, în jos, când, de la 50 în jos, când, sau 40 și ceva, când Domnul vrea să intre într-un sat al samaritenilor, ei nu-l primesc și atunci fiii tunetului, a Iacob și Ioan, propun să se coboare foc din cer. Ca pe vremea lui Ilie. Și Domnul spune, nu știți de ce duc, sunteți călăuziți. Și după aceea se dă pilda samariteanului milostiv. Da, ceva mai târziu. Și observați, Domnul ia niște categorii favorizate acolo și le pune într-o lumină nefavorabilă. Adică un om se cobora la Erihon și trece lângă el, doi oameni care ar fi trebuit să-l ajute. Da? Levitul și apoi preotul. Întrebarea era pusă de un învățător al legii, de un cărturar. Și cărturarii nu se aveau bine nici cu preoții, nici cu leviții. Și sigur că cărturarul i-a convenit această lumină proastă în care Domnul i-a pus pe levit și pe preoți. Și spune apoi, dar a trecut pe acolo, cred că acel învățător al legii s-a așteptat ca al treilea să fie un învățător al legii. Dar nu a fost. A fost un samaritean. Și spune la, știm istoria foarte bine de la școala duminicală, l-a îngrijit, da, a dat bani hangiului și spune, care dintre aceștia ți se pare că a fost aproapele celui căzut în pretotar? Vă aduceți aminte cum răspunde acest învățător al legii? Cel. A zis samaritean. A zis cel. Cel care și-a făcut milă de el. Nici n-a vrut să pronunțe cuvântul. Samariteanul este aproapele. N-a vrut să zic. Samariteanul este aproapele. Nu. A zis cel ce și-a făcut milă de el. Prin aceasta Luca arată, prin includerea acestei pilule, frații mei, arată că se poate să fii samaritean și să fii în grațiile lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, se poate să fii lepros
să fii în grație lui Dumnezeu. Leproșii erau o altă categorie despre care evreii credeau că sunt blestemați. Motiv pentru care erau izolați în societate, trebuia să strige necurat, necurat. În Luca 17, ni se spune că au venit la Domnul acei leproși și textul lucanic spune că au stat departe. Luca 17, de la 11, spune pe când intra de la citesc eu de la 12. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe. Luca arată prin asta faptul că ei erau izolați. Și erau izolați. Nu aveau voie să se apropie de nimeni. Au stat departe și au strigat: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Și Domnul îi vindecă și pe aceștia, da? Despre care oamenii ar fi crezut că sunt blestemați de Dumnezeu. Luca arată că sunt, de fapt, pot fi binecuvântați de Dumnezeu. Și după aceea spune în felul următor. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să-i dea slavă lui Dumnezeu. De ce era străin? Pentru că mai sus spune, s-a aruncat fața la pământ acesta care a venit să-i mulțumească la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Vedeți? Din 10, unul e bun. Și ăla samaritean. Și samariteanul, și aici trebuie văzut în context, dacă vreți chiar liturgic, această expresie, dragii mei. Samariteanul se aruncă la picioarele lui Iisus. Samaritenii pot să se închină lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte discuția din Iman a Domnului cu samaritean? Că, Doamne, unde să ne închinăm? Da? Voi ziceți că la Ierusalim, noi pe muntele acestea, la vorba de muntele Garizim. Evreii îi dușmăneau, îi urau. Îi izolau pe samariteni pentru că aceștia erau niște necurați din pricina închinărilor. Da? Pentru că erau niște, erau o populație amestecată cu neamurile și au făcut templul lor și pe muntele lor. Închinarea lor era necurată. Și acum un samaritean se închină cu adevărat. Vedeți? Luca introduce toate aceste specificații, dragii mei, nu întâmplător. Nu doar ca să avem ceva mai mult decât au scris Marcu și Matei. Probabil Evanghelia după Marcu era cunoscută. Dar el scrie nu doar ca să scrie mai mult decât Marcu. Nu se scria în vremea respectivă cum se scrie astăzi. Domnul a scris cu tare o carte despre, să zicem, biserică. Așa. Dar n-a atins problema cu tare. Hai că scriu eu una să ating și problema respectivă. Și el avea un scop, vă aduceți aminte, critica redacțională. Dar avea un... cu asta se ocupă. Cu studiul scopurilor teologice pe care autorii biblici, evangheliștii, le-au urmărit. Aveau un scop teologic. Dar pe care poate ceilalți, scopuri pe care ceilalți nu le-au urmărit. Voia să le arate oamenilor că poți fi sărac, poți fi femeie, poți fi samaritean, poți fi lepros, ai acces înaintea lui Dumnezeu. Plus, dacă luăm capitolul 15 de pildă. Capitolul 15 din Luca, fac un exercițiu homiletic de foarte multe ori cu colegii voștri care, cu care fac homiletica, cu voi din anul 2, dacă ne ajută Domnul, și îi întreb care este tema capitolului 15 din Luca. Și unii încep. Găsirea celui pierdut. Dacă avem acolo găsirea leului, găsirea oii, găsirea fiului sau, mă rog, așa mai departe. De ce mai multe ori se ratează tema acestui capitol. Tema acestui capitol, dragii mei, este bucuria găsirii celui pierdut. Tema este bucuria. Pentru că pasajul începe cu prezentarea animozității fariseilor față de Domnul pe motiv că mânca la oaltă cu bani și păcătoși. Da? Toți banii și păcătoșii se apropiau de Iisus să-L asculte. Și farisei și cărturarii cărteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și apoi el le spune Domnul trei pilde. Prima este cea cu oaia pierdută. Și ce spune acest păstor care își găsește oaia? Bucurați-vă împreună cu mine că am găsit. Că o femeie își pierde bănuțul.
Ce le spune ea vecinilor ei? Bucurați-vă împreună cu mine că ce-am găsit leu. Da? Ar trebui să ne bucurăm împreună că ăștia pierduții, ăștia izolați, ăștia sunt mântuiți. Și acum vine pila fiului risipitor și vine fiul ăla mare care e invidios dacă ăla mic a fost recuperat, a fost mântuit. Și ce-i spune Tatăl în versetul 32? Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm. Pentru că acest frate al tău era mort, înviat, a fost pierdut. Era pierdut și a fost găsit. Să ne bucurăm și să ne veselim. Peste tot apare bucuria celui care fusese pierdut și a fost găsit. Aceasta este una dintre, este unul dintre scopurile majore ale lui Luca. Să le arate oamenilor că pot fi găsiți și cei care până acum se considerau privilegiați, nu trebuie să-i invidieze, să-i respingă, să-i izoleze pe cei care sunt primiți de Dumnezeu. Pe lepros, pe femeie, pe sărac, pe samaritean și pe toate aceste, categorii dezavantajate. Evanghelia este deschisă tuturor și biserica trebuie să se bucure atunci când aceștia vin la Mântuitor. Apoi, o altă trăsătură este accentul pus pe rugăciune. Nu mai zăbovim asupra acestor texte, îl găsim pe Mântuitorul de foarte multe ori rugându-se în Evanghelia după Luca, mai cu seamă înainte de marele lucrări, cum ar fi, eu știu, alegerea celor 12 și a petrecut toată noaptea în rugăciune înainte de arestare și așa mai departe. Și o altă trăsătură pe care am notat-o este accentul pus pe persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Poate ar fi trebuit să specific, să fiu mai explicit și să spun rolul Duhului Sfânt, mă scuzați, în lucrarea Mântuitorului. Pentru că un mare accent pe persoana și lucrarea Duhului Sfânt pune și Evanghelistul Ioan. Avem, la Ioan vom avea, avem discursuri despre Duhul Sfânt, destul de lungi. Între capitolele 14, 15 și 16, acel discurs de rămas bun, avem multe mențiuni privind la Mângâietorul. De fapt, în Evanghelia după Ioan apar acest termen, Paracletos, Mângâietorul. Dar în Evanghelia după Luca, dragii mei, și este foarte important să reținem, pentru că vom vedea și la fapte lucrul acesta. În Evanghelia după Luca, evanghelistul, autorul biblic, scriitorul biblic, vrea să arate că, de fapt, cel care lucra prin Hristos era Duhul lui Dumnezeu. Și iată, ni se spune că Domnul Hristos a fost conceput în pântecele Mariei prin Duhul, Luca 1:35. Ioan Botezătorul și Domnul Hristos sunt umpluți cu Duhul Sfânt din pântecele mamelor lor. 1:15, 1:41 și 1:67. Simeon vine în templu mânat de Duhul. Domnul își începe lucrarea plin de puterea Duhului. Capitolul 4, cu versetele 1, 14, 18, 10, cu 21, le promite ucenicilor ajutorul Duhului Sfânt. Totuși, Tatăl nostru va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. În Evanghelia după Matei apare, va da lucruri bune celor care le cer. În Evanghelia după Luca apare, va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Se bucură în Duhul. Se întoarce în Galileea, prinde Duhul 4, cu 14. Și își începe predicarea cu acel citat din Isaia 60, Duhul Domnului este peste mine, în casă, peste săracul Evanghelia și așa mai departe. Vom vedea ce scop are această, sau faptul că Luca va continua să urmărească această prezență a Duhului în viața Domnului Hristos și în faptele apostolilor. La faptele apostolilor, ca să trecem mai repede, autorul este tot Luca, data scrierii 62-63 după Hristos, locul probabil tot Roma. Scopurile scrierii în curs a început cu scopul istoric. Trebuie să-l menționăm pe cel istoric, numai că el nu este scopul principal, scopul acesta istoric. În sensul că Luca nu a urmărit doar să ne scrie o istorie în sensul modern al cuvântului, să știm și noi ce au făcut apostolii, deși este de mare ajutor, este o scriere unică în Noul Testament, pentru că în epistolă avem
foarte puține mențiuni biografice, avem și în epistole, dar foarte puține mențiuni biografice cu privire la apostoli, dar Faptele Apostolilor este singura scriere canonică, ieșită de sub pana unui însoțitor al apostolilor, de unde aflăm ce s-a petrecut imediat după înălțarea Domnului, da? Și pentru o perioadă de aproximativ 30 de ani, da? Deși nu sunt acoperiți foarte detaliat, foarte amănunțit, dar știm cam ce s-a petrecut pentru o perioadă de 30 de ani după înălțarea Domnului Hristos. Scopul foarte important pe care îl urmărește Luca, dragii mei, este cel pneumatologic. Accentul pus pe Duhul Sfânt. Uitați cum se exprimă el în Fapte, capitolul 1, versetul 1. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre ceea ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Am vorbit în cea din tâi carte a mea, în Evanghelie, despre ceea ce Iisus a început. Nu spune despre ceea ce Iisus a făcut. Ci despre ceea ce Iisus a început să facă. Da? A început să facă și să învețe pe oameni. Bun, dar în Faptele Apostolilor, chiar în capitolul 1, Iisus se înalță. De ce spune Luca că în Evanghelie am spus ceea ce Iisus a început să facă? Că e o continuare pentru Duhul Sfânt. Da. În Faptele Apostolilor, dragii mei, chiar că Iisus se înalță, ceea ce vrea Luca să spună este că, de fapt, tot Iisus continuă să facă, să lucreze, dar prin cine? Duhul Sfânt, care însuflățește și împuternicește biserica. Cu alte cuvinte, Luca urmărește acest scop, dragii mei, foarte important. Să arate că ceea ce Iisus a făcut împuternicit de Duhul Sfânt 3 ani și jumătate, este un început pe care îl continuă acum biserica tot sub împuternicirea Duhului Sfânt. De aceea în Evanghelia în Faptele Apostolilor, ca și în Evanghelia după Luca, mereu și mereu se fac mențiuni cu privire la Duhul Sfânt. De aceea bazele teologice ale mișcării pentecostale se găsesc în general sau în mare lor majoritate, în Evanghelia după Luca și în Faptele Apostolilor. Asta este una dintre acuzațiile teologice pe care ni le aduc alte confesiuni sau tradiții teologice, așa, că pentecostalii își extrag prea mult argumentele din Luca și Faptele Apostolilor, deși nu doar de acolo. Da, ce argumente au dacă ceea ce se întâmplă cu Duhul Sfânt și botezul Duhul Sfânt există la noi în comunitate? Ei ce argumente spun despre potriva acestui lucru? Le zici, dar uite, la noi ceva real se întâmplă. Ce zic? Învățătura pe care o susțin, ce o susține cea mai mare a lumii nepentecostale, așa, este, care nu este foarte numeroasă. Noi ne simțim aici ca o minoritate, din alte puncte de vedere. Lumea pentecostală nu este o minoritate la nivel mondial. Da? După catolici, după știința mea, suntem cea mai numeroasă confesiune creștină. Această învățătură, spuneam, se numește cesaționism, care înseamnă încetare. Doctrina cum că manifestarea, hai să zicem așa, harismatic-penticostală, da? A darurilor, a vorbirii în limbi, am încetat odată cu epoca apostolică. Și ei spun în felul următor. Într-o perioadă în care cele mai multe din scrierile Noului Testament nu erau încă scrise. Într-o perioadă în care nu se putea vorbi de canon, da? Decât după câteva secole. Aduceți aminte, da? Secolul al IV-lea, la sfârșitul secolului al IV-lea se definitivează canonul. Biserica avea nevoie de o călăuzire supranaturală, da? În absența unei norme de credință, care atunci era doar Vechiul Testament interpretat cristologic, așa? În absența scrierilor, în absența canonului, era nevoie de o călăuzire supranaturală. Și Dumnezeu o dă prin
botezul cu Duhul Sfânt, glosolalie și interpretarea la darul profetic, în general. Dar, spun ce s-a spus, odată cu scrierile sau finalizarea scrierii cărților Noului Testament și mai ales cu finalizarea canonului, dar cu recunoașterea de către Biserica canonului Noului Testament, nu mai e nevoie de așa ceva, pentru că Dumnezeu își călăuzește Biserica prin canonul Sfintelor Scripturii, da? Luminând-o în interpretarea acestei Scripturi prin Duhul Sfânt. Dar nu mai e nevoie de glosolalie, nu e nevoie de prorocie și așa mai departe. Și atunci, cum numesc ei lucrarea care se întâmplă la noi? Poftim? Cum numesc ei lucrarea noastră care se întâmplă cu Dumnezeu? Sunt tot felul de interpretări, de orientări, de la da, cele mai jignitoare până la cele mai neutre. Adică sunt unii, și asta nu ține de confesiunea. Sunt de pildă catolici, harismatici, care vorbesc în limbi, prorocesc și sunt recunoscuți de Biserica Catolică. Biserica Catolică nu i-a excomunicat. Și de pildă sunt baptiști, care, cum zicem noi, că ar fi mai apropiați de noi din multe alte puncte de vedere, care consideră fenomenul pentecostal un fenomen patologic. Psihedelic. Boală psihică, stări extatice, da, stări psihice dubioase și așa mai departe. Fenomen patologic. Da, sunt baptiști români care spun așa. Sunt alții care au acea atitudine numită în engleză open but cautious. Da, deschis, dar atent, precaut. Da, cunosc că chiar pastori baptiști care v-au mărturisit că au această atitudine. Cred că există, cred că... Dar sunt foarte, foarte rezervat. Cred că sunt situații excepționale. Adică n-aș lăsa la mine în biserică o avalanșă de asemenea. Deci ca să fii foarte atent, foarte selectiv, foarte... Dar cred că există. Cred că ortodoxii nu acceptă nicio culoare așa ceva. Deși am auzit de cazuri izolate, foarte rare, care s-a întâmplat. Oastea Domnului este o mișcare foarte diversă acum. În sensul că, pentru că tot veni vorba, există ostași care sunt foarte apropiați de Biserica Ortodoxă, care au liturghie ortodoxă, care sunt pur și simplu partea a Bisericii Ortodoxe Române. Și există ostași mult mai apropiați de evanghelici, care erau la un moment dat și în alianța evanghelică, foarte evanghelici, unii dintre ei, da, trăitori ai experiențelor carismatice, dar ortodoxii, în general, se dezic de cei evanghelici. Urmăream o conferință audio, ascultam, de fapt, o conferință audio cu anumiți lideri ai mișcării oastea Domnului, a ramura ortodoxă, și i s-a pus unul dintre ei această întrebare. De ce suntem noi numiți pocăiți? Și oamenii, când au de oastea Domnului, zic, aia, sunt pocăiți. Așa, de ce suntem ocărâți cu numele acesta? Oh. Preotul, profesor, a explicat că asta nu este o cară, fi pocăit nu este o cară, dar este din pricina unor ostași care nu mai sunt adevărați ostași. Pentru că s-au dat cu mișcările evanghelice și din cauza aceasta, ortodoxii, când aud de ostași, din pricina lor, când aud de ostași, așa, îi asociază pe ostași cu pocăiții, cu evanghelicii, cu protestanții. Dar, de fapt, adevărații ostași nu ar fi cei protestanți. Deci, oastea Domnului este, să zic, are aceste două mari orientări. Dar am auzit teologul luteran, de pildă. De la care te-ai fi așteptat să fie foarte rezervat, în sensul că luteranismul este, nu, protestantist tradițional, foarte instituționalizat, foarte în țările protestante, ceea ce sunt la noi ortodoxi și la ei sunt protestanții, ba mai rău decât atât. Ca să nu intrăm în detalii. Și pe unii am auzit spunându-le, eu, dacă Dumnezeu dă, cine sunt eu să nu recunosc? Cine sunt eu să mă opun? Dacă Dumnezeu dă, recunosc că, zicea respectivul, n-am trăit așa ceva, dar dacă la mine în biserică ar trăi cineva așa ceva, bine, aș verifica să văd, să mă asigur că nu e o lucrare străină, dar eu nu i-aș interzice. Dacă Dumnezeu dă, nu sunt eu cel care trebuie să opresc. Deci reacțiile sunt foarte, foarte
diferite. Un alt scop al cărții Faptele Apostolilor este scopul apologetic. Scopul apologetic, adică, așa cum spuneam, nu insistăm pentru că am spus azi de așa cum spuneam, Luca vrea, printre altele, să demonstreze, să le demonstreze romanilor că religia creștină nu este periculoasă pentru Imperiul Roman. Și avem aici, în Faptele Apostolilor, întâlnirea lui Pavel cu Sergius Paulus, care este interesat, poate chiar convertit, la creștinism. Apoi, autorități romane care spun despre Pavel, omul acestuia i s-ar putea da drumul, s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. N-a spus Felix și Festus pe rând. I s-ar fi putut da drumul. Prin asta, Luca încearcă să demonstreze oficialităților romane, în mâinile cărora poate ar fi căzut scrierea lui, că Pavel nu este demn de o sângă. Evanghelia după Ioan. La Evanghelia după Ioan, vreți citi despre autor, data scrierii, mult mai târziu, probabil după anul 85, după anul 85, sfârșitul secolului I, scopurile scrierii, scopul scrierii aici este o chichiță, am spune noi, așa, un detaliu care dă de furcă cercetătorilor și pentru că noi am studiat critica textuală, iată, putem face acum un exercițiu, să zic așa, este vorba de binecunoscutul verset, sau versetică două, din Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31. Că tot vorbim de scop și suntem, și am făcut și critica textuală cu alți colegi înaintea voastră, n-am putut vorbi atât de amănunțit aceste lucruri, pentru că nu studiam împreună critica textuală. Iată ce spune Evanghelistul Ioan. 20, 30 la 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Ei, când în textul grecesc, dragi studenți, când avem aici pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, în textul grecesc avem verbul pisteuo, a crede, dar, spune așa, caihina, ca, pentru ca, pisteuontes, zoen, vă scuzați, da, este verbul pisteuo, aici, la începutul versetul 31, tautate, gegraptai, hina, pisteuete, pentru ca voi, și avem aici un, cum îl am eu în textul acesta, voi, da, eu am și o specificație aici în subsolul paginii. Dacă o să uitați în textul grecesc, s-ar trebui să aveți, să aveți un sigma pus între paranteze. Haideți să vă și scriu că nu aveți textul grecesc la voi. Dacă ne spuneați, da, dar nu este, este chiar atât de important pentru interpretarea textului ce fac acum, numai că vreau să facem un exercițiu de critică textuală, pentru că tot am studiat critica textuală. Iată cum apare în cele mai multe dintre edițiile dintre edițiile textului grecesc, verbul acesta. Aici avem pisteu. Aici un, tau. Așa. Așa. Pentru că avem aici două variante textuale. Fie este, aici sigma este între paranteze, da? Fie este pisteuete. În cazul acesta avem aici un prezent. Da? Pisteuete este un, prezent. Pentru ca voi să continuați să credeți. Sau dacă avem pisteusete, avem un aorist, un subjunctiv aorist. Și atunci traducem pentru ca voi să fi crezut. Și atunci. Pardon. Și atunci. Dacă aici avem un prezent, înseamnă că destinatarii erau creștini,
Și Ioan le scrie pentru ca credința lor să meargă în continuare. Da? Să meargă mai departe. Să rămână în credință. Dacă avem un aurist, înseamnă că probabil mulți dintre destinatari, dintre cititorii pe care Ioan i-a avut în minte, nu erau creștini. Și atunci, lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți când le citiți. Din traducerea noastră, așa cum apare între acea Corlescu, reiese, ar reieși că destinatarii nu sunt credincioși. Nu? Dacă Ioan, în traducerea noastră, spune pentru ca voi să credeți. Dacă scopul este ca voi să credeți, înseamnă că destinatarii că nu erau creștini. Înseamnă că Corlescu a tradus, având în minte, probabil, și acest stigma. Având în minte aoristul. Variantele textuale sunt atât de puternic argumentate, și de bine argumentate și una și cealaltă, încât cercetătorii nu au ajuns la o concluzie în privința asta. Chiar și Bruce Metzger spune că ambele, Bruce Metzger, vă aduc aminte, este acel mare specialist în critică textuală, la ora actuală este cea mai proeminentă autoritate în domeniul criticii textuale, și el spune că ambele versiuni, ambele variante textuale sunt la fel de bine argumentate, astfel încât în cele mai multe dintre edițiile Noului Testament, sigma apare între paranteze, sau cum apare în ediția aceasta, o notă de subsol, și ediția aceasta nu are aparat critic, apare o notă de subsol și este dată și această, apare în text pisteuete și la notă de subsol pisteusete. Iată un exemplu de text în care variantele textuale, vă spuneam că există cam 1% hai să zicem, din discrepanțe, care ar schimba oarecum înțelesul textului. Dar ce observăm, dragi mei? Acesta este un exemplu în care înțelesul textului s-ar schimba puțin. Nu? E una să scrii pentru ca destinatarii să creadă, și alta să scrii pentru ca destinatarii să se întărească în credință. Dar ce observăm? Chiar dacă înțelesul textului se schimbă puțin, nu se schimbă cu nimic doctrina. Vedeți? Textele care prezintă asemenea probleme de critică textuală, așa? Chiar și acele texte care și-ar schimba puțin înțelesul, acel 1%, da? Dintre textele cu probleme care și-ar schimba un pic înțelesul, nu schimbă doctrina. Adică nu se schimbă cu nimic aici despre dumnezeirea Domnului Hristos, despre mântuire, despre botez, despre necesitatea credinței. Vedeți? Ori pisteuiete, ori pisteusete, de aici să înțelegem că pentru a fi mântuit trebuie să crezi. Ori aorist, ori prezent. Acolo. Deci, asta este un exemplu de text despre care vă spuneam că își schimbă oarecum înțelesul prin problemele lui de critică textuală, dar nu schimbă cu nimic învățătura. Așadar, scopul este unul dublu al Evangheliei după Ioan. Poate fi un scop didactic, și după părerea mea este predominant didactic, în sensul că biserica era amenințată de erezii, și atunci Ioan le scrie pentru a combate aceste erezii, vom vedea cum o face și în epistolele sale, dar este și un scop evanghelistic, pentru ca cei care încă nu credeau să creadă. Dintre caracteristicile Evangheliei, o vom menționa doar pe cea privitoare la dumnezeirea Domnului Hristos. În Evanghelia după Ioan, dragii mei, spre deosebire de celelalte Evanghelii, Iisus este prezentat ca fiind Dumnezeu. Una cu Tatăl. În celelalte Evanghelii am văzut, El este prezentat ca Mesia, Rege Davidic, da? Fiul lui Dumnezeu, care Fiul lui Dumnezeu însemna pentru evrei Împăratul, da? Pus de Dumnezeu și așa mai departe. Dar în Evanghelia după Ioan, scrisă puțin mai târziu, în context polemic, iată, Ioan deja vede amenințarea care se abate asupra Bisericii cu privire la dumnezeirea Domnului Hristos, la doctrina despre dumnezeirea Domnului Hristos, și anume ereziile antihristologice. El vede biserica amenințată de aceste erezii antihristologice și scrie pentru a demonstra dumnezeirea Domnului Hristos. Și anume, Domnul Iisus Hristos este Fiul care se face una cu Tatăl. Iudeii spune, căutați-o mare pentru că se făcea una cu Tatăl.
Eu sunt pâinea care se coboară din cer. Eu și Tatăl una suntem. Dar pe urmă, Tatăl îl proslăvește pe Fiul cu slava pe care o avea mai înainte de facerea lumii. Vedeți? Avem foarte multe afirmații trinitare în această Evanghelie. Pe urmă, minunile pe care Domnul Hristos le face aici, toate sunt relatate de Evanghelistul Ioan cu scopul de a demonstra că Iisus este Dumnezeu. Că are puterea asupra naturii, că are puterea asupra elementelor fizice, înmulțirea pâinilor, potolirea furtunii, mersul pe ape și așa mai departe. Toată îl prezintă ca fiind cel care guvernează nu doar împărăția lui Dumnezeu, puterile lumii, ci întregul univers. Veți citi mai în detaliu ce am scris în curs. Este Evanghelia care afirmă cu cea mai mare claritate dumnezeirea Domnului Hristos. Nu doar mesianitatea Lui, nu doar legalitatea Lui, ci dumnezeirea Lui.